Bună! Astăzi am decis să fac un tag care e foarte drăguț și mi s-a părut o idee foarte bună, având în vedere că de multe ori chiar și noi, cele care facem videouri pe YouTube, transmitem o părere greșită despre frumusețe, având în vedere că pentru a filma trebuie să fim cât de cât aranjate și machiate și uneori din dorința asta exagerăm puțin și voi aveți impresia că noi suntem tot timpul frumoase, aranjate. Cel puțin în cazul meu, dacă mă urmăriți pe Snapchat, știți clar cum arăt în fiecare zi, pentru că vorbesc cu voi acolo în fiecare zi și vedeți că nu obișnuiesc să fiu toată glam. Dar cred că este un tag foarte bun. El presupune ca prim pas să nu fii absolut deloc machiată și astăzi nu port absolut niciun pic de machiaj. Nu am nici sprâncenele făcute și nu am absolut nimic de machiaj pe față, pur și simplu am doar crema de față. Și tocmai din acest motiv mi s-a părut un tag ușor de filmat pentru că n-a fost necesar cine știe ce pregătiri. Primele întrebări sunt cum te numești și ce vârstă ai. Dacă nu v-ați dat seama încă, mă numesc Bianca și am 29 de ani, recent împliniți. Următoarea întrebare este, ai avut vreodată probleme cu tenul? Culmea este că în adolescență am avut episoade foarte scurte de acnee care erau bacteriene și ca atare, imediat ce am soluționat problema cu câteva ședințe la cosmetică și cu o rutină strictă, n-am mai avut probleme, astfel că în adolescență nu m-am confruntat cu acnee severă, însă după ce am renunțat la anticoncepționale în urmă cu vreo 3 ani, hormonii mei au luat o razna și vreau să vă spun că la acest moment eu mă confrunt de foarte multe ori cu episoade de acnee severă, acnee chistică, acnee alergică, am creat în timp și anumite alergii. Mă confrunt cu acnee severă, sufăr de acnee chistică în permanență, chiar și acum am niște semne și încerc diverse tratamente, astfel încât știu foarte bine despre ce presupune să fii expusă în public și să nu ai fața așa cum ar trebui să fie și practic să te simți mult mai vulnerabil din acest motiv. Din ce cauză ai început să te machezi? Am început să mă machez cu adevărat, nu vorbim de perioada liceului în care foloseam rar fond de ten și mai mult corectam mici imperfecțiuni, rimel care pur și simplu te face să fii mai frumoasă sau un gloss. Vorbim aici de perioada în care chiar am început să mă machez cu fond de ten, cu pudră și toate cele. Și asta a fost deja după 25 de ani. În momentul în care am realizat că pentru a mă simți eu mai încrezătoare mine și mai frumoasă și pentru a fi îngrijită, trebuie să-mi acord timp nu doar la capitolul skincare, dar și la capitolul machiaj. Și am observat clar acest lucru atunci când ies îngrijită. Și asta nu înseamnă tone de machiaj, nu înseamnă machiaj la ochi, dar pur și simplu să am grijă de apariția mea. Și ceilalți mă percep altfel și exact așa cum eu mă respect pe mine făcând chestia asta în fiecare dimineață și ei îmi oferă mai mult respect prin faptul că mă îngrijesc și arăt bine. Și asta nu înseamnă că, nu știu, îmi aplic nu știu ce lucruri care sunt complicate. Nu, îmi fac un machiaj foarte simplu, dar care arată îngrijit și în același timp se vede dacă stai să studiezi faptul că a fost ceva care a necesitat un pic de efort. Numărul 5. Ai întâlnit persoane care te-au jignit în legătură cu frumusețea ta fiind machiată sau fiind nemachiată pe internet sau în viața reală? Să știți că pe internet, de fiecare dată când postez tutoriale de machiaj, cu toate că nu le pot numi așa, ci eu le spun make-up menu, de foarte multe ori întâlnesc persoane care mă jignesc pentru că pun un intro în care vă arăt cum sunt machiată și apoi, dintr-o dată, de la fața aia super glam, trec la fața mea nemachiată și mulți îmi spun, wow, ce cearcăne imense ai, ce nu știu ce. Dar nu doar că nu bag în seamă genul ăsta de persoane care, bineînțeles, încearcă să-l jignească. Dacă îți pui o părere într-un mod frumos și elegant, n-am nicio chestie. Să fie frumos și elegant cât de cât. Glumesc.
Iar în realitate să știți că de multe ori eu sunt cea care se simte nesigură, mai ales când am acne foarte puternică, petrec mult timp la corectarea tenului meu, dar nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi zică nimeni nimic, însă da, recunosc că eu am un sentiment de inferioritate și asta deși sunt o femeie destul de matură și cred că de-a lungul timpului am învățat și să fiu puternică și să am o imagine de sine puternică, însă tot mai întâmpin probleme atunci când tenul meu arată foarte rău și cred că nu mă poate înțelege decât acele fete care trec prin aceeași situație ca și mine atunci când oricât machiaj ai pune și orice ai face, se vede că ai bubițe pe față și unele dintre ele sunt foarte inflamate, sunt niște inflamații care sunt ca niște cratere și ies la suprafață. Nu e ușor și nu e simplu, mai ales când se pune atât de mult accent pe imaginea noastră, însă ar trebui ca în fiecare dimineață să ne ținem un fel de discurs, să ne spunem în fiecare dimineață frumusețea nu ține de cum arăți, ci de ce ești, de cum te comporți, de ce ai aici, de ce ai aici și asta este mult, mult mai important, dar da, mai uităm și noi cele care până la urma urmei vă și vorbim vouă despre frumusețe, uităm că asta este de fapt ceea ce se transmite și se vede mai departe și rămâne. Oare așa se era, dacă da, cum te-au afectat aceste lucruri și cum ai reacționat? V-am spus că nu mă las foarte afectată de comentarii urâte sau dacă cineva îmi face un comentariu urât în viața de zi cu zi, mai mult mi s-au făcut comentarii urâte pe corpul meu pentru că sunt supraponderală, dar în general îmi dau seama din start că omul care a făcut un compliment de genul acesta este un om care e rău, e urât la suflet, pentru că o persoană care e o persoană bună, întotdeauna, chiar dacă găsește ceva negativ la o persoană, încearcă să-i scoată și să vadă și să-i scoată în evidență părțile bune și să vadă asta și să aprecieze asta, decât să nu aprecieze ceva care până la urma urmei cu toții îl avem. Fie că la mine este o problemă de greutate sau o problemă a tenului, iar la tine, nu știu, e o problemă a danturii sau a vederii sau pur și simplu a sufletului, care până la urmă ăsta e cel mai grav. Întrebarea numărul 7 este: porți des machiaj în public pentru că nu ai încredere în tine sau din alte motive și care ar fi acele motive? Așa cum am spus la început, întotdeauna încerc să port machiaj în public și asta nu pentru că nu aș avea încredere în mine, ci pentru că de fiecare dată când îmi iau timp să mă machiez, mă simt mai frumoasă și mă simt mai încrezătoare în mine și de fiecare dată când noi ne simțim încrezătoare, transmitem acest lucru mai departe și atunci îmi place să fac lucrul acesta pentru stima mea de sine, dar și pentru că mi se pare un pas foarte important de îngrijire, mi se pare că e respect nu doar față de mine, dar și față de ceilalți și v-am spus, asta nu înseamnă că îmi pun tencuială pe față. Nu, pur și simplu mi-au un timp în care să îmi upgradez trăsăturile, ca să zic așa, să-mi pun în evidență ceea ce am mai frumos și practic să par îngrijită și atentă la mine, la apariția mea, la detaliile care până la urma urmei sar în ochi la o primă întâlnire. Te-ai simțit vreodată inferioară pentru că nu te machiai? Nu am avut astfel de probleme. V-am zis, în perioada adolescenței nu mă machiam și asta pentru că eu cred că în acea perioadă nici nu este foarte necesar să vă machiați decât dacă aveți o acne severă și atunci machiajul vă va ajuta să aveți mai multă încredere în voi, mai ales că este o perioadă în care practic îți cauți personalitatea și felul tău de a fi și e o perioadă în care te poți simți inferioară din foarte multe motive, foarte ușor, e o perioadă foarte vulnerabilă. Dar dacă ai un ten fără probleme, îți recomand să nu porți machiaj pentru că niciodată nu te vei mai întâlni cu acel ten superb și luminos de la sine care se regenerează foarte ușor și care arată radiant. Vei vedea că odată cu trecerea timpului
tenul va începe să se exfolieze mai greu și ca atare să arate mai puțin radiant, mai puțin sănătos și practic va trebui să investești mai mult în tine și în îngrijirea ta ca să arăți la fel de bine. Bineînțeles că depinde și de genetică, dar cam astea sunt lucrurile generale, așa încât eu îți recomand niciodată să nu te simți inferioară cu felul în care arăți, pentru că astea sunt niște mici detalii, dar într-adevăr ar fi bine întotdeauna să ai un pic de grijă de tine și să nu ieși nearanjată în public, pentru că noi oamenii punem destul de mult interes pe aspectul fizic și pe cum arătăm, și este bine să nu fii niciodată, nu știu, dezarmată atunci când ești în public. Ce sfat le dai oamenilor care te urmăresc și poate se simt inferior pentru că nu poartă machiaj? V-am mai spus la începutul acestui video faptul că de multe ori lumea mă percepe diferit având în vedere că de fiecare dată când filmez trebuie să mă machiez și asta pentru că camera șterge și nuanțele, dar și trăsăturile și trebuie să purtăm machiaj ori de câte ori filmăm, este recomandat, dar și pentru că atunci când filmez îmi place să mă aranjez un pic mai mult și având un canal de beauty îmi place să mă machiez și la ochi. Asta nu înseamnă că fac chestiile astea în fiecare zi și ar trebui să fii conștientă de lucrul ăsta și niciodată să nu te simți inferioară dacă, nu știu, tu stai în casă în pijamale și mă urmărești pe mine, ci din contră eu întotdeauna încerc ca prin videourile mele să nu transmit niciodată o poziție de superioritate, ci să fim ca între prietene și să vorbim ca între prietene și să îți povestesc așa la modul cel mai comod. Dacă ați observat, nici nu-mi place să fiu foarte glam în video, ci sunt foarte casual și eu, doar că pun mai mult machiaj pentru a arăta bine în fața camerei și pentru a vă transmite o senzație de bine și vouă. În orice caz, și dacă în viața reală întâlniți persoane care arată foarte bine machiate și voi poate aveți acne sau poate suferiți de nu știu, vreun defect care e destul de vizibil, întotdeauna să vă bazați și să vă gândiți în felul următor. Când am întâlnit o persoană pe care am îndrăgit-o, ce am văzut ca prim lucru la ea și ce mi-a rămas? Mi-a rămas felul în care arată sau mi-a rămas felul în care m-a făcut să mă simt? Optimismul ei sau starea ei de bine sau zâmbetul ei larg sau felul super bun de a fi și de a vorbi și de a... Și dacă veți sta puțin să analizați lucrurile, veți vedea că niciodată nu v-a rămas o persoană memorată în minte pentru felul în care a arătat, ci pentru felul în care v-a făcut să vă simțiți și practic sentimentele sunt cele care contează și cele care sunt importante și încercați înainte de orice să scoateți și să arătați ceea ce aveți în suflet, să scoateți din suflet frumusețea, nu de la exterior, pentru că eu am întâlnit multe fete frumoase care erau atât de urâte la interior încât mi s-au părut cele mai urâte fete posibile și din start mi-a creat chiar și greață. Așa că puneți accent pe ceea ce contează, pe suflet. În plus, în descriere o să vă las un video pe care ar trebui să-l urmăriți. Tare mult mi-ar plăcea să urmăriți acel video în care veți putea observa cât de ușor suntem influențate încă de la vârste foarte fragede de reclame, de reviste și de toată societatea care ne impune să fim într-un anumit fel, deși în realitate nu există acel ideal. Încercați să fiți cât mai naturale. Eu întotdeauna am apreciat mult mai mult o persoană care este naturală și sinceră, atât ca și machiaj, în sensul că, nu știu, când întâlnesc genul ăla de fată care arată bine de la 3 metri, dar în momentul în care stă față în față cu mine are tenul tencuit, clar nu mai îmi place. Și la fel și când vine vorba de sentimente, bineînțeles că în față mi ies persoane
care sunt fie frumoase, fie urâte și ceea ce rămân eu, cu ce rămân eu și ce apreciez sunt acele persoane care sunt frumoase la interior. Sper tare mult că acest video va ajuta să înțelegeți că suntem frumoase pentru ceea ce gândim, ceea ce simțim și mai puțin pentru felul în care arătăm. Vă doresc o zi minunată! Pa!